În cultura internetului, Radu cel Frumos a ajuns să-l rivalizeze ca popularitate pe fratele său mai mare, Vlad Țepeș Drăculea. Într-un mod deloc flatant însă. Ce era de fapt între Radu și presupusul său partener de nebunii, sultanul otoman Mehmed al II-lea? Răspunsul nu este deloc simplu, însă vă va surprinde complexitatea sa. Nu prea s-a scris despre Radu. Istoricii l-au pus mereu umbra fratelui său Vlad, ca antonim al acestuia. Pentru prima dată în istoria internetului, haideți de să facem noi o încercare. Îi plăceau deci lui Radu, cu precădere, turcii virili cu mustăcioară neagră și păr pe piept? Sau lui Mehmed băieței frageți de la malurile Dunării? Vă salut, numele meu este Adrian Gheorghe, sunt doctor în osmanistică și fac parte din echipa științifică internațională Corpus Draculianum, premiată Academia Română. Episodul de astăzi este unul foarte sensibil pentru politicile YouTube și foarte probabil va fi demonetizat. L-am realizat fiindcă ne-ați bombardat cu solicitări. Deci, suportul dumneavoastră este mai important ca niciodată să acoperim costurile de producție, măcar astea cumva. Un super thanks de măcar un euro ajută enorm. Donațiile directe sunt însă cele mai indicate. Linkul mai jos, în descriere. Indiferent de cum o faceți, Maria sa vă mulțumește și vă promite că timp de o săptămână nu va mai trage pe nimeni în țeapă. Nu personal. Serialul Netflix construiește o relație foarte apropiată, fără nicio implicare sexuală, între Mehmed, Radu, dar și Vlad. Cei doi prinți valahi ar fi făcut parte cică chiar din familia sultanului, bucurându-se de cea mai mare afecțiune frățească din partea acestuia. Mai curajos a fost serialul turcesc Fetih, care în două episoade îl prezintă și pe Radu. În timp ce acesta este imaginat în modul cel mai caricatural posibil ca androgin, Mehmed este scos basma curată, vina fiind aruncată pe acest ciudat valah. Observăm aici urmele unei tendințe culturale macho, în care personajele pozitive excelează în virilitate, iar cele negative sunt slabe, lași și chiar efeminate. Adică exact cum îi imaginea europenii vestici pe orientali în secolul XIX. Apariția androginului Radu a fost subiect de scandal deopotrivă în Turcia cât și în România, din motive diferite însă. Înainte de a intra în pâine, să mă asigur că vorbim aceeași limbă. Definim homosexualitatea ca o preferință exclusivă pentru parteneri sexuali de aceeași sex. Din motive religioase, așa ceva era ca și imposibil în vremurile pe care le avem aici în vedere. Indiferent dacă și repudiau sau nu astfel de porniri lăuntrice, toți erau forțați de împrejurări să se căsătorească și să procreeze. Cum din cauza lipsei mărturiilor, nu vom ști niciodată ce era în sinea și în iatacul figurilor istorice, singura întrebare pe care ne-o putem pune este dacă Radu și Mehmed încălcau cumva normele heterosexualității. Singura, repet, singura sursă pe care se bazează tema homosexualității este o cronică scrisă un deceniu înainte de moartea lui Radu, de către post-bizantinul Laonikos Kalkondiles. Printre toți contemporanii săi istoriografi, acesta este cel mai respectat. Motivul este, pe lângă veleitățile literare impresionante, marea sa curiozitate. Aceasta îl face să apeleze la multe surse de informare, inclusiv otomane, pe care apoi le confruntă una cu alta. Al doilea motiv este relativa sa neutralitate, atât cât se poate spune pentru vremurile când obiectivitatea științifică încă nu se inventase. Kalkondiles nu se avântă asemenea altora în tirade anti-otomane. Este însă influențat de sursele sale. Ca să nu o lungesc prea mult, citindu-vă pasajul cu pricina, îl voi insera aici, mai jos,
în descriere. Dacă ceva nu este clar, nu ezita să ne scrieți în comentarii. Precum veți observa, Calcondiles nu relatează decât episodul unei tentative nereușite de viol, soldate cu rănirea ușoară a inițiatorului. Episodul ar fi fost rezultatul înfierbântării de moment a sultanului, care avea o pasiune pentru băieți cu care se înconjura și petrecea. Cuvântul cheie este drăguțul, paidicao sau pedica în grecește, care are clare conotații sexuale, desemnând un minor care este subiectul plăcerilor carnale a unui adult. Înțelesul acestui cuvânt urmează o lungă tradiție din Grecia antică. Radu a fost al treilea dintre cei patru fii al lui Vlad Dracul, care toți au jucat roluri importante în istoria țărilor române în secolul al XV-lea. În 1442, probabil la vârsta de 5 ani, Radu a fost trimis împreună cu fratele său mai mare, Vlad, pe atunci de vreo 11 ani, ca ostatec la poarta otomană. Fiindcă tatăl lor era în relații foarte tensionate cu sultanul, cei doi erau ținuți în arest destul de sever. Dacă tatăl trăda iarăși, pe cei doi îi păștea orbirea, așa cum pățiseră fiii despotului Serbiei, luați ostateci în același timp. Cei doi frați au stat mai întâi în cetatea Egrigöz, în munții Anatolii, iar mai târziu, după ce Vlad Dracul a recăpătat încrederea otomanilor, în Ninfaion, în condiții deloc spartane. Nu știm absolut nimic despre experiențele lor în această perioadă. Repet, nimic, ioc! Tot ce auziți despre presupuse abuzuri fizice sau sexuale ale lor sunt doar invenții moderne. Prințul Mehmed, viitorul sultan, nu se afla nici în Erigheus și nici în Ninfaion. Calcondiles urmează narativul surselor otomane care pretind că sultanul Mehmed ar fi fost acela care i-ar fi dat tronul lui Vlad, ceea ce nu este tocmai adevărat pentru niciuna dintre domnii. În 1448 nu a fost susținut decisiv de palat, ci poate de unii guvernatori locali, iar în 1456 a sosit din Transilvania cu susținerea ungurilor. Dar s-a închinat sultanului la nu mult timp după aceea. În 1448, cei doi frați erau în partea europeană a Imperiului, probabil chiar la Edirne. Vlad a plecat să-și ia domnia și nu s-a mai întors decât 9 ani mai târziu, iar Radu a rămas la curtea sultanului Mehmed al II-lea până în 1462. Pelerinul englez William Way, o sursă creștină în limba latină care nu prea excelează în precizie, relatează că Radu era în familia lui Mehmed. Acest termen, intenționat greșit înțeles de realizatorii seriei Netflix, avea pe atunci un cu totul alt înțeles decât astăzi. Familia nu desemna o asociere pe baze de rudenie, ci în sens mult mai larg, pe lângă rude și pe slujitorii cei mai apropiați, adică, după înțelegerea noastră, angajații respectivei case. Despre aceasta un pic mai târziu. În 1462, Mehmed l-a înlocuit pe Vlad cu Radu. Din perspectivă otomană, această alegere a fost una reușită. Radu, domnind aproape 12 ani într-un secol frământat de domnii efemere. Frământările militare au lipsit până la sfârșitul vieții sale. În ciuda suportului militar otoman împotriva lui Ștefan cel Mare, înfrânt fiind în 1473, Radu s-a refugiat în cetatea Bucureștiului, pe care a părăsit-o însă noaptea, lăsându-și soția și fiica Maria Voichița în mâinile voivodului moldovean. Cred că nu numai noi, dar și contemporanii i-au acordat ironic acest premiu. Să-i se fi trasă porecla și de la această mostră de vitejie? Dumneavoastră ce credeți? Ne spuneți și nouă în comentarii? Apropo, nu este cunoscut că Radu să fie avut mai multe soții ori concubine, măcar ca fratele său, Vlad, care nu este cunoscut că ar fi excelat în frumusețe. A avut o singură soție. Nici după moartea sa nu au apărut pretendenți la tron care să-l invoce pe Radu ca tată. Și această rundă o câștigă tot Vlad, al cărui fiu omonim a încercat să ia tronul Valah, iar altul, nelegitim, Mihnea, chiar a domnit un an și ceva. La numărul de copii, legitim ori nu, tot Vlad conduce fără drept de apel în fața lui Radu, care a avut un singur copil, și anume pe Maria, viitoarea soție a dușmanului său Ștefan cel Mare. Deci, scor final la virilitate, Vlad Țepeș versus Radu cel Frumos, 3
la zero. În fine, după unele peripeții, Radu s-a refugiat în Transilvania, unde avea să moară bolnav și sărac în anul 1475. Și a petrecut ultimele luni de viață exploatând comunitățile satelor Cercaia și Mica din țara Făgărașului. Dar cum a ajuns Radu să fie poreclit cel frumos? Vreo aluzie la relația cu sultanul relatată doar de Halcondiles? Sau vreo referire la calitățile lui fizice? Porecla s-a născut în Valahia, probabil în prima jumătate a secolului XVI și mai probabil după domnia lui Radu cel Mare, mort în 1508, când cei care redactau actele domnești ajunseseră să fie puși în fața unei dileme. Cum îi separi pe ultimii doi razi? Înainte, Radu fusese numit cel bătrân și la un moment dat chiar cel mare. Prima menționare a poreclei cel frumos este într-un document slavon din 1533 și apoi într-altul din 1535. Inițial, cuvântul slavon era hubav, iar mai târziu, în a doua parte a secolului, preacreașen, adică cel prea frumos. Ambele cuvinte slavone se referă la aspectul fizic, dar fără conotație explicită sexuală. Cu aceleași nume și probabil și înțeles, apare mai târziu în secolurile 17-18 și în cronicile țării. Foarte probabil acestea urmau tradiția cancelarilor voievodale în care se încetățenise deja de cel puțin un secol folosirea acestei porecle. Apropo, o poreclă care o să vă amuze. O traducere din secolul XIX a unui document de prin 1546-47, care însă s-a pierdut, îl numește, atenție, Radu Vâlvoi cel Frumos. Deci era cumva ciufulit, neobișnuind să-și facă freza cum i-am făcut eu, cam ciudat pentru un frumos. Radu nu a fost singurul voievod care apare în documente cu porecla cel frumos. În trei dintre documentele sale din 1566 și 1567, Petru cel Tânăr își numește tatăl Mircea Ciobadu, marele bunul și prea frumosul, prea creasiev, Mircea Voievod. Este clar aici că acest adjectiv nu este decât pozitiv, fiind folosit ca pioasă amintire a tatălui. Rămâne o mare întrebare. Știm cu toții că poreclele medievale nu folosesc cuvintele mereu în sensul lor obișnuit. Nu vom putea, deci, ști dacă Radu chiar era foarte chipeș sau dacă era doar o ironie. Adică fizicul său să fi fost exact pe dosul poreclei sau vreo frumusețe dincolo de milimetrele contemporane ale, scuzați-mă doamnelor, efeminării. Sau vreo ironie pe marginea unor presupuse slabe performanțe în iatac? Ne domiri și pe noi în comentarii. Este posibil ca relatarea cronicii Moldovei despre înjositoarea înfrângerea a lui Radu împotriva lui Ștefan cel Mare să fi contribuit la imaginea lui Radu de voievod slab, care în percepția contemporanilor săi nu s-ar fi putut opune ca un bărbat adevărat. Astfel de ironii erau frecvente în Evul Mediu, nu numai pe la noi. Deci Radu nu ar fi putut fi vreo excepție. Dumneavoastră ce credeți? Porecla cel frumos este pozitivă și laudă înfățișarea fizică, ori calitățile sufletești, sau este negativă în forma unei zeflemele pe seama acestei înfățișări sau apucăturilor sale? Sau și una și alta? În islam este interzis femeii, adică oricărei persoane de sex feminin de la 11 ani în sus, să ocupe spații comune cu bărbații care nu le sunt rude de prim grad, ori tutori. Spre exemplu, vizite de familie, ori petreceri. Femeile și fetele se retrag în separeu. Astăzi, majoritatea țărilor musulmane de cele mai multe ori nu se mai ține cont. Ce alternativă credeți că aveau bărbații în trecut? Surogate. Adică folosești persoane a căror aparență se apropie cât mai mult de cea feminină, fără a fi de acest sex. Au vocea subțire, sunt fini, imberbi. Nu vă repeziți însă cu prejudecăți. Islamul condamnă homosexualitatea în termeni cel puțin la fel de categorici ca și în creștinism. Dar ce se întâmplă când percepția asupra categoriilor sexuale este alta decât cea a noastră? Precum știți, islamul permite
poligamia și folosirea concubinelor, adică practica sclavajului sexual. Concubinele nu au nici ele voie să-i servească sau să-i anime la petrece pe bărbați. Percepția era că băieții până la vreo 12-14 ani, nu, pe de o parte nu ar fi bărbați, iar pe de alta nici persoane de sex feminin. Dar dacă vreți să vedeți despre ce vorbim și unde se poate ajunge, vă recomand acest documentar despre așa numiții Bacha în Afganistanul zilelor noastre. Așa evităm și noi să fim pedepsiți de zei YouTube. Această fentare a principiilor religioase a fost adoptată cu entuziasm în aproape toate regiunile dominate de islam și a căpătat dimensiuni culturale chiar cu ramificații estetice. Așa s-a ajuns la fascinația pentru corpul fin și pur al băiatului neajuns sau abia ajuns la pubertate. Cine avea mulți bani își permitea adevărate colecții de astfel de băieți care pe piața de sclavi se vindeau uneori chiar mai scump decât fecioarele. Acești băieți erau educați, antrenați și serveau în palatele stăpânilor lor. Nu neapărat sultani, oricine avea bani. Foarte mulți bani. La un moment dat, aceștia erau eliberați și deveneau mâini drepte ale foștilor stăpâni. Liberți, cum se numeau în Imperiul Roman, principiul fiind practic același. Aceștia erau numiți în lumea latină domesticii sau familiarii, adică membrii ai familiei pe care o serveau. De aici și confuzia lui Wei. Acum o să vă povestesc ceva care o să vă șocheze atât pe dumneavoastră cât și pe cenzurii YouTube. Deci dumneavoastră, prietene ai Măriei sale, faceți urechile mari, iar ceilalți închideți-le cu totul. Privitorii și prietenii noștri musulmani sunt rugați să nu o ia personal. Polemicile teologico-culturale nu sunt în interesul nostru. Există ceva ce nu a devenit niciodată acceptabil în lumea creștină, literatura pornografică. Nu mă înțelegeți greșit, aceasta exista și în evul mediu creștin, însă nu la nivelul de acceptare ca printre musulmani. Vă dau un exemplu cu adevărat cras. Saad Eddin, autor pe care îl găsiți și în acest volum din Corpus Draculianum, a fost nu numai cel mai mare intelectual și cronicar al timpului său, dar și Sheikhul Islam, adică cel mai mare capul teologilor islamici. Saad Eddin este însă cunoscut și ca autor de literatură pornografică. Atenție, nu erotică, ci mai mult decât atât. Genă descrieri cunoscute la otomani sunt numele de Bahname, cărți ale plăcerilor intime, adică. Bineînțeles că oficial acestea erau văzute ca tratate de medicină și uneori chiar erau. Aceste scrieri erau ilustrate foarte explicit. Una dintre acestea, din 1773 și foarte popular, descrie și arată ceea ce se numea cercul plăcerilor, în care fiecare dintre parteneri, băieți și bărbați, îl trage în țeapă pe cel dinaintea sa. Rezultă în practic un cerc închis. Pentru curioși, pune link-uri în descriere. Deși sultanii și elitele conducătoare otomane aveau astfel de obiceiuri, nu trebuie însă să trageți concluzii în pripă. Căsătoria cu maxim 4 femei și haremul compus din acestea și zeci și sute de alte concubine era centrul absolut al activităților sexuale. Nimeni nu își punea problema să le înlocuiască, iar folosirea băieților niciodată nu le-a concurat. Că unii, precum Mehmed al II-lea și alți sultani, au avut o fascinație mai aparte pentru băieței, o sugerează unele dintre poeziile sale erotice. Într-una dintre acestea, autointitulatul poet, care scria sub pseudonimul literar Avni, adică ajutătorul, descrie seducerea unui plăpând diacon creștin, al cărui păr este asemuit manei câmpului proaspăt arat, pielea laptelui, iar buzele merelor pârguite ale verii. Vă tot îndemn la moderație, fiindcă ceea ce pare nu este și mereu realitate. Amatorii de cancan nu iau în seamă diferențele culturale și istorice. Dumneavoastră, ca oșteni de elită ai Măriei sale, sunteți antrenați să fiți atenți și să citiți printre rânduri. Dar și să dați un like zdravân și un super thanks mărinimos logofeților săi. Doar un exemplu să vă dau. Am cercetat mai multe luni în arhivele otomane din Turcia.
Nu a trecut o zi și nu am lăsat în urmă vreo stradă cu bărbați care să nu se țină de mână, mijloc, ori gât, să se ia în brațe sau să se sărute pe obraz de două sau mai tradițional de trei ori. Nu cred că nimeristem în cel mai homo oraș turcesc. Ba din contră, dacă te duci și mai adânc în Anatolia și în sate afectate mai puțin de modernitate, vezi acest fenomen chiar mai clar și mai prezent în cotidian. În creștinismul timpuriu avem fenomenul perechilor de sfinți, pe care unii acum le văd ca cupluri homo, dar care pe atunci nu aveau nici înclin, nici în mânecă cu sexualitate, oricare ar fi fost aceasta. De la cultură la cultură, oamenii își manifestă foarte diferit afecțiunea. Spre exemplu, în Antichitate și în Evul Mediu Timpuriu, sărutul pe buze, de cele mai multe ori, nu avea absolut nimic de a face cu sexualitatea. Vă îndemnăm mereu și o facem și de această dată. Nu judecați faptele istorice după obiceiurile și experiențele dumneavoastră ca oameni ai secolelor 20 și 21. Deci, a fost Radu homosexual practicant? Foarte probabil nu, cel puțin nu toată viața. În Evul Mediu, circumstanțele culturale făceau aproape imposibilă practicarea deopotrivă la creștini și la musulmani. Dar bisexual, ocazie cu care putea ocoli normele socioculturale. Poate în tinerețe. Poate, fiindcă nu poți construi o afirmație solidă pe baza unui singur izvor, care poate fi și o simplă bârfă. Alte izvoare nu o susțin. Faptul că frații săi au avut mai multe femei și mai mulți copii poate fi doar simplu noroc, ori ghinion, depinde cum o luați. Obiceiul băieților pentru plăceri iarăși nu a fost practicat nicăieri în spațiul ortodox și românesc. A fost violat Radul pe timpul cât a fost ostateg la otomani? Tot ce se poate, dar asta nu vom ști niciodată, sigur. Au avut Mehmed și Radu vreo relație? Da, cu siguranță. Una politică. Amoroasă? Cine știe? După noi, probabil că nu. Sultanul avea turme de băieți pe lângă el, spuma ofertelor de pe piața de sclavi. Dacă Radu a fost vreodată în aceste turme, era doar unul între multe sute și mii. Și atunci, cel mai probabil, nu și după pubertate. Era prea bătând pentru aceasta, nu? Dar, Mehmed, după înțelesul nostru, da. După înțelesul otomanilor, însă, era cât se poate de hetero. La final, Maria sa Vlad, așa cum obișnuia să-și încheie scrisorile slavone, vă transmite și de această dată, prin mine, umilul său logofăt și Dumnezeu să vă veselească. La revedere!